O scriitoare a fost agresată de un grup de persoane în zona Gării de Nord din București după ce oamenii au confundat autoturismul femeii cu celebra ambulanță neagră din legenda urbană care vorbește de copii furați cu o astfel de mașină. Scriitoarea călătorește cu un automobil care seamănă cu ambulanță și își promovează cărțile prin toată țara. În timp ce se afla într-o parcare să se schimbe, femeia a fost înconjurată de o mare de oameni. Este o femeie care trece prin aici și fură copii. Scriitoarea a relatat ulterior la un post de televiziune cum s-au purtat oamenii cu ea. Da, prin geam m-au îmbrâncit și m-au spipat, dar când domnii polițiști m-au invitat să ies din spate, să urc la volan ca să mergem spre secție de poliție, o doamnă foarte hotărâtă mi-a împins-o o țigare pe obraz și a stins-o pe obrazul meu, a presat-o pe obrazul meu, așa, ca nebun mediu. Poliția a luat primele măsuri legale în acest caz. Polițiștii au identificat mai multe persoane pe care le-au condus la sediul subunității pentru audieri. Persoana bătămată a primit îngrijiri medicale de specialitate în incinta secției de poliție, dar a refuzat transportarea la spital. Cu privire la vehiculul în care se afla victima, s-a stabilit că este unul privat, nu aparține sistemului de ambulanță și nu are utilitate medicală. La acest moment se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și tragerea la răspundere penală, au informat polițiștii. Reprezentanții Ministerului de Interne au spulberat și mitul ambulanței negre care răpește copii. La nivelul Poliției Capitalei nu există în instrumentare cauze privind dispariția vreunui minor în care să existe suspiciuni de răpire și nici nu a fost activat sistemul de alertă răpire copil. De asemenea, nu există nicio sesizare cu privire la găsirea vreunui cadavru care să prezinte lipsa unor organe interne, au arătat polițiștii. Oamenii legii au făcut și un apel la calm și au cerut populației să transmită informații reale, verificate, pentru a nu lăsa loc unor speculații și reacții ce pot crea panică și care pot conduce la evenimente nedorite.